Bine v-am găsit la o nouă ediție a Cafenelei Culturale. Astăzi alături de mine l-am pe A.G. Weinberger, Mr. Blues de România, singurul artist român nominalizat la 7 categorii ale premiilor Grammy, despre care B.B. King a spus că este un chitarist carismatic de cea mai înaltă clasă. Bine ai venit la Cafeneaua Culturală, e o adevărată onoare pentru mine să te am astăzi aici. Mă bucur tare mult că ai acceptat invitația mea. Mulțumesc frumos pentru invitație și pentru interes și aplecare. Mulțumesc frumos. După cum spuneam în prezentare, ești singurul artist român care a fost nominalizat la 7 categorii ale premiilor, artist de blues. Aici, dacă îmi permiți, ar trebui să corectăm un pic. Eu n-am fost nominalizat niciodată. Este o doză de superficialitate cu care tratează anumită parte a presei informațiile. Eu am fost selectat pentru nominalizare. Pentru asta trebuie să vă spun care sunt criteriile și procedurile de a deveni nominalizat, unde rămân doar cei 5. Da, iată că e bine să facem aceste precizări pentru oamenii care nu știu sau poate citesc în presă și au de bună tot ce se scrie acolo. Eu am trecut de primele 3 etape și am intrat în grupa acelea de 25, din care după aia se vor selecta cei 5 care sunt nominalizați. Deci am fost selectat pentru nominalizare. Totuși am ajuns din multe mii în acele 25. Da, mă gândesc că este foarte important și acest semn de apreciere pentru un artist și pentru munca lui. Da, dar asta nu contează, pentru că câștigătorul duce tot, deci... Locul 2 nu contează. Nici măcar pentru artist, pentru satisfacția lui personală? Uite, mie mi s-a întâmplat un lucru interesant și onorabil. Am fost invitat să fiu membru votant în NARAS. NARAS este National Academy of Recording, Art and Science, care de fapt a inventat și care decernează premiile Grammy, care este un premiu privat, da? Exact cum este la Oscar, Academia de Film, care este organizată privată. Și eu sunt prin cei 22.000 membri votanți. Cred că sunt singurul din Estul Europei. Da, este ceva foarte important, mă gândesc, pentru un artist, acum fie că este cântăreț sau de blues, de jazz, de orice, nu? Multă valoare nu are, pentru că noi primim acele liste cu cele 108 categorii, totuși. Dar și fiecare dintre noi bifează favoritul sau... Mie niciodată nu mi-a ieșit câștigător, nimeni pe cine am bifat. Înseamnă că ai gusturi mai deosebite față de ceilalți. Nu, totul e politic. Ca la orice alt concurs, dacă e până acolo. Da, dar nu așa. Bun, în America politicul e altfel decât aici. America înseamnă, politicul înseamnă bani. La noi și la noi. Da, de fapt. Că ziceai de America, cum a fost perioada, eu aș fi vrut să o luăm cumva într-o ordine oarecum cronologică. Voiam să te întreb că înainte de A.G. Weinberger, cine a fost Otilo Weinberger la Oradea? Știu că ești din Oradea, cum a fost copilăria ta acolo și care au fost, nu știu, ce s-a întâmplat până ai ajuns tu A.G. Weinberger? Să știți că A.G. Weinberger este un avatar pe care l-am inventat la vârsta de 10 ani. Având acea boală, acea meningită și acele 4 zile în comă la vârsta de 10 ani, nu prea țin minte ce a fost înainte. Probabil designerul a spus, mă, aici am greșit sufletul, deci trebuie să facem o situație ca să-l reînlocuim sufletul care a fost lui. Și atunci m-au adorbit ca să-mi bage sufletul care mi-a fost mie decernat de... potrivit de la bun început, de la planul acela, dar nu știu. Eu nu prea am multe amintiri din copilăria mea. Din adolescență, da, pentru că deja eram avatarul care era în formare și eram un băiat singuratic, destul de introvertit, retras, observator. Când mergeam la chefuri rare ori, stăteam într-un colț cu o bere și mă uitam la șerpuia, la faunei. Mie nu-mi plac chefurile. Și mai degrabă de acolo mi-am tras niște învățăminte, hai să spun așa, antropologice. Your slave.
ți-ai dat seama că vrei să urmezi calea asta a muzicii blues? Eu știam că vreau să fiu chitarist. Asta clar. În 1978, dacă mai ține minte cineva care mai este din generația aia, noi la Oradea, bănesc că și voi la Arad, am prins unguri la televizor. Da. Și în 78 a fost campionatul mondial de fotbal din Argentina. Și sâmbătă era semifinala. Și înainte de semifinală, ungurii aveau o emisiune Egymiliu Fontos Hangjegy. O emisiune muzicală, nu știu dacă mai ține minte cineva. Dar în acea ediție ei dădeau în direct un concert din Baden-Baden. Eu aveam 13 ani și am văzut un domn de culoare cu o chitară roșie și am rămas cu gura căscată față de văzut și am spus lui mama: păi asta sunt eu, mama. Și nu știam ce e, cine e, dar acel domn era Muddy Waters, că era un concert dat în direct din Baden-Baden, înainte să înceapă transmisia din Argentina. Și atunci mi-am dat eu seama că, de fapt, asta e o cale. Este o formă estetică. Nu este neapărat muzică, că bluesul nu e muzică. Bluesul mai mult e povestire. Multă lume, din păcate, confundă terminologiile, dar blues e foarte, foarte simplu și primitiv, așa, plictisitor, muzical vorbind. Dar totuși, poveștile, mai ales dacă cineva stăpânește limba ebony, trebuie să spunem și asta, bluesul nu se cântă în engleză, ci se cântă în limba ebony, care este engleza vorbită de afroamericani, cu dialectul lor, cu inflexiunile specifice, cu... Eu asta abia în 98 și în 2000, când am mers în America și am stat între ei, pentru că aveam niște papuci de piele de șarpe și mâncam ciorbă de burtă și figăței de pasăre. Și pentru asta m-au acceptat, pentru că aceste mâncăruri acolo se numesc soul food și sunt considerate niște mâncăruri pentru săraci, pentru un anumit strat social. Caucazianul nu mănâncă, de middle class nu mănâncă așa ceva, ce asta. Și când ei m-au văzut că mâncă, ce faci? Păi glumești cu mine, la mine asta e delică, cum adică, jouă de burtă, cum adică, ficăței de, cum adică? Exact. Hey, brother, come on over. Și atunci m-au adaptat așa. Și acolo m-am prins, de fapt, de morfologia acestei limbi. Ei mi-au spus că this is not English, it's ebony, man, it's ebony. Și după ce ți-ai dat seama că vrei să faci muzică, că vrei să urmezi calea asta, că îți place să cânți la chitară, ce a urmat? Știu că în 1986 ai înființat prima formație de blues din România. Dar eu nu creșteam ca și copil că vreau să fac muzică. Eu sunt un autodidact a vieții. Eu știam atunci, la 10 ani, că chitara, această unealtă, mă va ajuta să mă îndeplinesc chemarea. Atunci că nu știam care e, dar atunci știam că vreau să devin faimos și foarte bogat. Muzica a fost o unealtă, sau mă rog, treaba asta cu instrumentul, pentru că am observat de la frage de vârstă că lumea e atentă și atrag cumva atenția, deci pot să captez atenția ca să pot comunica altceva. Și asta s-a dezvoltat, că am avut semne care mi-au legitimat această chemare, nu știu. Pentru mine doar asta că sunt un entertainer, că eu nu sunt om de cultură, asta nu e cultură, dar asta e entertainment, divertisment, de un anumit nivel. Da? Cei care spun că sunt oameni de cultură, mint. Cultura începe la compoziții mai, cu o anvergură mai mare, sau la literatură, sau la arte plastice, sau lucruri pe care lumea nu dansează. Da? Și eu știam că asta este pentru mine un vehicol ca să mă îndeplinesc chemarea sau vocația, să-mi trăiesc demnitatea vocației.
Știi, și de asta sunt un port de apel și astăzi foarte mândru și puternic în această direcție. A fost plecat în America, că spuneai și tu, 4 ani, din ce știu. 7. 7 ani, în care ai cântat foarte mult, ai muncit foarte mult, scuză-mă, după care te-ai întors în România. Cum ai regăsit România după atâția ani în care ai fost plecat? Eu n-am muncit niciodată în viața mea. Pentru mine munca nu reprezintă o îndeletnicire demnă de om. Pentru că dacă faci ce faci și îți place ceea ce faci, nu mai e muncă. Munca e ceva ce trebuie să faci și nu-ți place. Ce trebuie să faci ca să faci niște bani, exact, deși nu-ți place. Exact. Eu am avut acest noroc, sau nu știu, poate tupeul ca să-mi creez spațiile în care pot să fac ce vreau, cu cine vreau și când vreau. Acum am dau seama că de fapt făceam un dans pe, adică dansul pe frânghie. Eram foarte periclitat, că puteam să alunec foarte ușor într-o zonă foarte urâtă. Dar n-aveam această conștientizare și eram destul de hăbăuc. Sunt și astăzi, mai există o naivitate mare, o credulitate mare, dar mi-am dezvoltat acest comportament când înaintez încredere până la proba contrarie. De ce să trăiesc eu cu paranoia? Cine mă trage în țeapă? Cine mă păcălește? Cum să te bucuri de tine însuți dacă treci cu această paranoie? Și atunci, dacă e, dacă nu e, ai scăpat. În America am stat 7 ani, în total. Păi m-am întors pentru că s-a născut fiica mea și atunci a fost prim-ministru un domn care mi-a fost amic, îmi este și astăzi, și colegul meu la Radio Contact. Era și proprietarul Radio Contact și care devine prim-ministru. Și Călin. Și colaborator lui Călin mi-a trimis un e-mail, mă, vino că începe bine. Și m-am întors și am făcut foarte mulți bani. Țineți minte, atunci se putea lua credit cu buletinul. Da. Toată lumea cumpăra 10.000 de frigidere, mașini, case și bilete la concert. Păi în acea perioadă, 2008, 2010, 2011, 2010, până a venit criza aia urâtă în 2010, am avut 10, 12, 110, 112 concerte pe an, de multe ori la Arad, la Papa Joe, dacă țineți minte. Da, acum veneam de 2-3 ori pe an. Și în toate orașele am ajuns de 2-3 ori pe an. Și vindeam 45, 46, 47 de mii de bilete. Mergea, am avut un rulaj foarte serios cu 5 cifre în euro. Și ce credeți că s-a schimbat pe cum au trecut anii? Păi, în primul rând, frica. Spun un exemplu. În 2010 eram la Tulcea, în Teatru Jean Bart, care tot a Câjiului, 380 de locuri, plin ochi. Da? Peste un an, în 2011, ne-am dus, tot așa, Tulcea e clar, e sigur, erau 11 oameni. Ce s-o fi întâmplat? Și atunci am seama că, de fapt, lumea ținea bani în pernă. Că s-a întâmplat ceva și era o psihoză generală și lumea nu mai cheltuie așa frenetic. Și asta puțin s-a simțit la noi. Și atunci, în 2013, am redus puțin conținutul și am devenit gringo de România. Și a fost o serată singur, eu cu gitara, care, sincer, nu m-a plictisit.
Pentru că nici eu nu m-aș asculta pe mine însumi singur să ce face la cântă, ce face la... Bun, două, trei piese, gata, după aia. Și totuși avea oarece succes, pentru că atunci în teatre am început să lucrăm, dar mai târziu, în acel an, când am cumpărat un soft și o mică sculă, putem să spunem numele softului? Da, Ableton. Putem. Deci Ableton, ăla e. Și atunci a apărut acest push, care era un controller pentru Ableton. Și atunci am început să cumpăr un looper. Am cumpărat un looper care deja pe mine mi-a permis ca să tot reînregistrez lucruri pe viu. O altă dimensiune. Și atunci aceste jucării au dezvoltat spectacolul care se numește astăzi Gringotronic. Adică un gringo electronic. Electronic, nu? Da. Și atunci, evident că am și niște device-uri de făcut ritm, niște tobe electrice, am două lupere, am acest Ableton cu push-ul, am un synth, un base station, și lângă asta s-a conceput o proiecție. Și imediat s-a făcut un spectacul multimedia, unde, de fapt, eu n-am făcut multe lucruri, pentru că lumea s-a uitat la film și am apăsat butonul, cânta singur sistemul și eu mă uitam și eu la film, știi? Și au trecut două ore. Și Gringo s-a unicum și astăzi. Foarte, foarte cu succes. De ce Gringo de România? Asta scriu și în cartea mea, de ce sunt Gringo. Dacă cunoașteți etimologia cuvântului. Mexicani, la Alamo, da, când au fost asupriți de americani. Americanii purtau berete verzi. Și mexicanii au spus, green, go, du-te de aici. Și a rămas gringo. Așa, cu gringo, da. Și atunci mexicanii, sau mă rog, latinii din continentul american, la oricine ce nu este latino, toată lumea e gringo. Mai ales caucazianul. Și atunci, așa m-am simțit în România, în acele perioade, că eu tot un parvenit sunt. Pentru că asta a fost condițiile care am înțeles primirea sau percepția. Trebuie să știți că eu sunt triplu minoritar. Și nu mă simt foarte bine nici astăzi. Evident că lucrurile s-au îmbunătățit, dar am așa, în intimitatea mea, o conștiință puțin prudentă. Și tot așa vin niște valuri de... Și atunci mi-am zis, eu sunt un gringo, de fapt. Deci sunt unul care trece, dar pe mine nu mă vrea nimeni pe bune, neapărat. Și atunci, dar de la ce a pornit gândul acesta? De la televiziunea română. Aveam o întâlnire cu producătorul delegat din acel an, nu sunt anul, că și cu un nu știu ce era, producător, despre emisiunea mea la Cafeneaua Televiziune, atunci când mai era Cafeneaua în funcțiune. Și eu am ajuns puțin în urmă, dar eram în urmă cu 5 metri pe coridorul acela care duce pe Cafenea. Și acolo cei doi spuneau, ce mă, Jidanul ăsta spune nouă, cum să facem televiziune. Și atunci zic, nu scăpăm de asta. Și atunci am scris o carte care se numește Singular, unde se detaliază exact ce înseamnă gringo și că eu, de fapt, cu toate că aș vrea, dar nu pot să trăiesc cu voi, doar printre voi. Și atunci de aici declarația asta mea civică cu iertare și cu îngăduință. Și nu v-ați mai gândit să părăsiți țara, nu știu, să vă mutați definitiv în altă parte? Dar niciodată, asta e țara mea și m-am născut. Poate eu sunt mai patriot decât mulți români. Da. În parcursul tău, de-a lungul anilor, în cariera ta, ai avut vreo persoană care te-a marcat, care te-a ajutat, care poți să zici că a fost un mentor? Sigur, foarte mulți. Foarte mulți, dar toți erau minoritari. Johnny. La Oradea, profesorul meu, Bocor Barna, care, când aveam 10 ani, m-a dus mama la el. El era violonist.
nu știa la chitară să cânte, dar am dibuit împreună instrumentul și el m-a învățat limbajul muzical, citirea, scrierea. Da, sunt foarte mulți. Foarte mulți. Și tu, dacă ai fi să dai un sfat tinerilor muzicieni de blues, să zicem, ce sfat le-ai da, care se află la început de drum acum? Get a day job. Să înțeleg că nu se poate trăi doar din asta acum, în anul acesta, în anii aceștia. Nu s-a putut niciodată trăi din asta foarte bine. Poate eu sunt printre puțini norocoși din lume care și-a permis această aroganță. Dar e o minciună totul, pentru că asta nu e muzica noastră. Și eu acum sunt într-o campanie de demistificare a lucrurilor. Asta nu e treaba noastră, nu e filonul de aici. Mai ales acum când ne luptăm și ne confruntăm cu hegemonia americanilor, care pe mine mă deranjează. Și apropo de muzică, ce părere ai de piața muzicală de acum, din România? Nu există. Asta este o conjugare a spiritului utecist, Cenaclu Flacăra, Costinești. Se fac bani, dar mental sau ca și organizare nu este încă competitivă. Și publicul pentru care tu cânți, cum l-ai descrie? Că este, cum ai spus și tu, bluesul, jazzul, este un gen mai, sunt două genuri mai de nișă. Nu este pentru oricine, nu se cântă pentru oricine. Știi de fapt ce vând eu? Ce? Inaccesibilitate. Nimeni nu știe ce piesă am eu în playlist. Lumea care vine la concertele mele nu vine pentru acele amintiri sau memorii colective. Vai, nu știu care piesă la care m-am țucat eu cu prietena mea la stadion și vin și acum mergem să-l reauzim. Eu sunt un muzician organic și viu. Eu nu cânt nostalgiile înghețate într-o improbabilitate a unor iluzii care niciodată nu se vor întâmpla. Cum sunt onorabili noștri colegi care își cântă hiturile. Acela nu este un concert. Acela este un tonomat pe viu și lumea se bucură când aude șlagărele din tinerețe. Concertul înseamnă că se întâmplă ceva magic atunci acolo. Sau concertul, care este și o specie a literaturii muzicale, concertul de pian, concert de vioară, concert de fagot, concert de oboi, nu știu ce, se scriau concerte, mai ales în secolele 18-19. Alea sunt niște chestii bătute în cuie, dar acolo concertul este o specie muzicală. Că după aia am început noi să folosim acest termen într-un mod eronat, n-ar fi nici primul, nici ultimul termen care capătă înțelesuri improbabile în contemporanitatea noastră. Dar o întâmplare muzicală înseamnă magia momentului, care n-are nevoie de niciun fel de cârjă din memoria colectivă a țucăturii din parcuri. Așa este. Tu ce muzică asculți? Știi ce ascult în mașină? Ori muzică clasică, ori pun niște CD-uri sau de pe Spotify sau cărți audio. Biografii, istorie, filozofie sau podcasturi de asta voiam să spun că foarte multă lume ascultă podcasturi acum, în special podcasturi motivaționale și care să-i ajute să liniștească. Eu nu. Eu vreau să mă deranjeze. Că ești liniștit. Și sunt motivat deja. Deci, da, da. Dar conținut serios. Am nevoie de... Sunt însetat pentru conținut serios. Cum a fost ultimii ani pentru tine? Pentru că știu că artiștilor le-a fost mai greu în ultimii doi ani, cu tot ce s-a întâmplat, cu izolare, cu stat acasă, fără concerte, fără muzică. Nu știu pentru artiști cum a fost, că eu nu sunt artist, dar pentru mine a fost destul de productiv, în mod bizar.
Pe mine m-a prins februarie sau martie 2020, când s-a dat drumul la această telenovelă episodică cu coronavirusul. Eram la Budapesta. Și eu am depus niște proiecte și am primit finanțare și am scris două poeme simfonice, patru quartete pentru corzi și șapte lucrări pentru pian. Pentru bani foarte frumoși. Care stau acum, sunt pe YouTube, dar nu știu dacă o să am banii ca să îmi cânte vreo orchestră vreodată, pentru că asta înseamnă o altă finanțare, ceea ce nu o să mai am. Sau bani nu o să mai am ca să plătesc eu orchestră mare, că costă cam 15-20.000 de euro să angajez o orchestră mare. Și am scris pentru 88 de persoane. Dar acum m-am apucat de a treia parte. Prima parte vorbește despre regele David și Batsheba, al doilea poem se numește Solomon și al treilea poem o să trateze subiectul Ester, Purim și Babilonul. Apropo, azi e Purim, nu știu dacă azi e Purim, Hag Purim sau mea pentru toată lumea, cine sărbătorește Purimul. Și ce alte proiecte ai, din ce am vorbit noi înainte să începem filmarea, îmi spuneai că ai multe, destul de multe concerte în perioada următoare. Păi acum se pare că se degrevează treaba și uite acum suntem în... Deci așa ceva nu mi s-a întâmplat de vreo 2 ani. Să fim într-un turneu? Cum adică? Consider că s-a schimbat publicul după perioada asta de 2 ani? Eu spun asta pentru că văd în Arad, la spectacolele de teatru, la concerte, parcă oamenii sunt mai reticenți să meargă la un eveniment acum. Nu știu dacă din cauza banilor, din cauza că sunt speriați. Eu cred că oricum ne-a marcat conștiința colectivă. Cei care fac aceste scandaluri se pare că au găsit rețeta să ne țină ocupați. Nu cred că se mai poate reface cum a fost înainte de COVID. Evident că ieșim puțin deteriorați din asta. Da, și din păcate lucrurile nu arată foarte bine, nu. Și nu cred că se îndreaptă în cea mai bună direcție nici de acum încolo. Doar dacă vine extraterestri, să zicem, și atunci, că s-ar putea să vină în vară, nu? Că dacă... telenovela numărul 2 cu război acum se termină, vine telenovela numărul 3 cu... Asta așteptăm cu toți, să vedem ce va urma după după telenovela asta. Da, sperăm ceea ce putem să facem. Nu avem de ales, decât să mergem mai departe și să vedem ce va fi. Ce moment din cariera ta ți s-a părut foarte greu, din care ai crezut că nu o să poți să ieși sau să mergi mai departe? Păi când am ajuns în Las Vegas, în 2001, eu în 2000 am fost chitaristul unei cântărețe de country din America, Sandy Brooks se numește ea, și am colindat vreo 40.000 de mile cu autobuzul ei, cu formația. Și în 2001 a rămas gravidă. La 46 sau 7 de ani și a spus, băieți, asta e bad blessing, se oprește. Dar a fost o colegă senzațională cu un cod al breslei noastre. Deci s-a asigurat ca fiecare dintre noi să fie, adică să nu fie fără muncă
cine ar aranjat să fim părtași în alte formații care oricum erau în acest Chitlin Circuit. Chitlin înseamnă poțol, da? Ciorbă de burta. Da? Asta, așa se numește circuitul acesta de baruri, de săli de dans, de country, de cluburi unde, deci nu stadioane, nu teatre. The Chitlin, deci categoria B sau C. Dar aveam 200 de concerte pe an. Da. Și Sandy s-a asigurat ca fiecare dintre noi să-și găsească un loc de muncă. Și eu am ajuns la o cântăreață canadiancă care arăta exact ca Shania Twain, dar ura ce făcea. Ea a vrut să se ducă cu prietenul ei, cu motocicleta, să se ducă. Ea a fost, practic, captiva lui mama ei. Da? Pentru că maică-sa avea vise să devină cântăreață și artistă și a devenit un real estate agent, un broker de-asta foarte bogată, și practic a forțat-o pe Lowry Cook, se numește cântăreața, să devină visul neîmplinit a ei. Deci, de fapt, ea îndeplinea visul maică-sa. Și ura asta și tot ne plângea. Și maică-sa așa de zgârcită a fost că a angajat doar 3 muzicieni, un tobar, un basist și pe mine, un chitarist. Și tot restul era pe adat, de 8 piste. Vorbim de 2001. Și adatul acela s-a stricat tot timpul. Și ne-am zis lui maică sa, de ce nu angajezi un clăpar, mă? Că tot se strică adatul în timpul concertului. Lori nu are experiență să vorbească cu publicul. Se întoarce cu spatele la public. Se întoarce pe noi, isterii pe scenă. Nu, mă, angajezi un clăpar, mă, lași, apasă butonul cu sequencer, nu știu ce. Ce mai are treabă. Ce atâta. Nu. Bun. Și atunci am ajuns în Vegas. Știam că avem o săptămână liberă pentru că Lori avea nu știu ce fel de asta, music convention, expo muzical, CD-ul ei acolo să fie prezentat. Și ne-au pus într-un hotel și au spus că, uite, plecăm sâmbătă. Am ajuns duminică, plecăm sâmbătă. Și văd că miercuri nu mai e microbuzul nostru în parcare. Și ni s-a spus la recepție că au plecat din hotel și Sandy cu maică-sa și cu impresarul, cu Omar. Era un impresar foarte dubios. Și n-am rămas trei acolo. Cei doi erau din Canada. Nu ne-au plătit camerele, nu ne-au lăsat nici banii care am câștigat în Arizona. Doar s-au luat și au plecat. S-au luat și au plecat. Și atunci, ce să facem? Nu era un moment foarte fericit. Destul de mare panică. Și evident că trebuia să ieșim de hotel. Eu am sunat la un prieten din Baltimore să-mi trimită niște bani împrumut, mi-a făcut asta și au plecat cei doi în Canada și eu am ieșit din hotel, că nu mai aveam bani să plătesc și am închiriat o cameră într-un loc subminat, deci foarte promiscu. N-aveam curajul să țin lucrurile mele în camera aia, costa $9 pe săptămână. Mă gândesc că era ce îți permiteai la momentul respectiv. Îmi țineam lucrurile într-o cutie de-asta de valori în autogara din Las Vegas. Și acolo erau fel de fel de personaje de-astea dubioase. Noroc că aveam un 7-Eleven lângă. Acolo făceam duș, acolo mergeam la baie, că era curat. Aici nu era nimic curat. Și nu știam ce să fac, că n-aveam mulți bani. Și atunci era o perioadă când, da, recunosc că mai găseam și mai căutam prin tomberoane mâncare. Și nici nu vă dați seama, lângă anumite restaurante de fast food, câte sandwich-uri neatinse ajung în tomberoane. Așa este, în America se întâmplă asta foarte des. Știu că am și o verișoare acolo și îmi povestesc, mai ales că ei lucrează la un restaurant. Așa se întâmplă. Și cam o lună și ceva, cam așa a fost. Foarte greu a fost. Și cum ai ieșit? Cum ai reușit să ajungi pe o linie de plutire după toată treaba asta? Am întâlnit un prieten din Alba Iulia, care mă striga pe stradă, care a fost angajatul nostru în primul club de blues în România, în 93, care a fost în București, You and Me,
Și Condorul, că asta a fost poregla lui, a venit ca barman. El era la hidroenergie, ceva cu hidro, cu apa, la facultate. Și era foarte bun barman și foarte bun biliardist. Și Condor a fost la noi barman. Și a ajuns acolo cu loteria vizelor. Deja stătea acolo, deja de 2 ani stătea acolo și m-a... Egi, Condorul. Deci, așa cum probabil a fost scris să fie. Și atunci m-a luat la el, evident. Și te ajută să ieși și să treci peste mi-a dat perioada mașina asta. Lui, mi-a dat netul, mi-a dat o cameră, mi-a dat frigiderul. Și de fapt mi-a făcut cadou timp ca să-mi refac puțin. Să-ți revii. Ai vreun regret în ceea ce privește cariera ta? Așa credeam că am când m-am întors din America. Dar acum nu mai regret. N-am regrete. Am primit pumn, am dat pumn unde merita, pentru că în această meserie te expui 100%. Ești foarte vulnerabil, ești înconjurat de șacali și de profitori și de paraziți. Dar încet, încet aceste elemente se dispar de la sine. Și mergi înainte, ca un submarin sau ce zic, sau ca un, nu știu cum, tren, locomotivă, ce sunt, știi, care tot își schimbă călătorii. Și evident se schimbă și perioada culturală în care trăim. Se schimbă paranoia străzii, se schimbă omul. Ceea ce a fost valoros acum 10 ani, s-a putut ca să nu mai fie. Sau ce e valoros acum, poate peste 10 ani nu va mai fi. Da. Și atunci trăim momentul. Că asta e sigur. Dacă ar fi să te întorci, nu știu, la vârsta de 10 ani, ce ai spune lui Otilo? Otilo care avea 10 ani, 11 ani. Mă, bine ai făcut și faci acum va fi. De ce? Da. Dacă, nu știu dacă m-aș putea regăsi în altceva, în alt tip de ardere sau meserie sau profesie. Îți mulțumesc tare, tare mult că ai acceptat invitația mea. Chiar a fost o reală plăcere să povestim. Mă bucur tare mult că ești în Arad. Sper să revii cât de curând. Ne vedem la concert. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit și astăzi. Să ne revedem cu bine săptămâna următoare. Eu mulțumesc pentru invitație. Quickly and get your rocking chair. Mulțumim foarte frumos!